Prima zi din octombrie este Ziua Mondială a Luptei împotriva cancerului la sân, iar întreaga lună este dedicată unor acțiuni ce au ca scop conștientizarea pericolului reprezentat de această maladie. O astfel de acțiune a fost organizată astăzi și de Asociația Bolnavilor de Cancer și Hepatită Giurgiu în sala de consiliu a primăriei. De asemenea, la una din intrările în primăria Giurgiu a fost amplasată o fundiță roz ca simbol al luptei împotriva nemiloasei boli. Membrii asociației au atras atenția asupra importanței prevenirii acestei boli și au organizat campanii de informare în licee, în incinta spitalului județean, dar și într-un punct comercial, acolo unde au fost prezente circa 100 de femei. Facem această campanie de informare deoarece incidența cancerului la sân este în creștere, atât la femeile tinere cât și cele în vârstă. În broșuri avem, în broșurile date, avem ca modalitate de prevenire palparea sânilor. Prin această metodă pot fi diagnosticate în primă fază aproape 70% din persoanele bolnave și în felul acesta, femeile fiind informate, noi credem că putem ajuta să se depisteze precoce și să luptăm împotriva acestei boli. Cancerul mamar reprezintă cea mai frecventă formă de cancer întâlnită la femei, cu o incidență în România de aproximativ 8.000 de cazuri noi pe an și o mortalitate de peste 3.000 de decese anual. Asociația Bolnavilor de Cancer și Hepatită Giurgiu anunță că din luna noiembrie vor fi constituite grupuri suport pentru bolnavii de cancer și familiile lor.